Jucătorii de la FC Ceahlăul au intrat în vacanța de iarnă după ultimul joc din tur cu Universitatea Cluj. În 17 etape, galbenegri au obținut 3 victorii, 5 rezultate de egalitate și 9 eșecuri și au acumulat un minus 10 în clasamentul adevărului. Antrenorii Petrean rămân optimiști și speră că în această iarnă să se rezolve problemele financiare de la club. Noi sperăm, într-adevăr, nu sunt atât de grave problemele noastre financiare cum sunt la alte echipe. Avem și noi problemele noastre, dar cu ajutorul celor din conducere și a factorilor locali, sperăm să rezolvăm problema până la reînceperea pregătirilor. În cazul în care nu se va găsi un finanțator care să investească în club, singura soluție de redresare este aceea de vânzare a jucătorilor importanți, o parte dintre ei având deja oferte din partea altor cluburi. Dacă nu se va rezolva problema financiară, desigur, dacă vor veni oferte pe adresa clubului pentru unii din jucătorii noștri, și este avantajos și pentru club și pentru jucător, nu putem să-l ținem. Le vom da drumul dacă nu se vor rezolva problemele financiare. Dacă se vor rezolva problemele financiare, noi ne dorim să continuăm cu ei, pentru că sunt jucători de bază, sunt jucători care și-au făcut datorie aici și dau un echilibru echipei. Cel mai curtat fotbalist din curtea Ceahlăului în această perioadă este fundașul dreapta Andrei Dumitraș, fotbalist care în urmă cu două sezoane evolua și pentru Steaua București.